sunt Cristina și sunt astăzi aici la voi cu mare bucurie pentru a vă împărtăși din bucuria mea de a fi mamă. Mădălina este fiica mea cea mare. După Mădălina, următorul copil, care are deja 25 de ani, este Nichi. Pentru că de 25 de ani sunt într-un dialog continuu și constant cu femeia. Pentru că m-am pus în slujba femeii și în slujba frumosului și pentru că mi-am dorit ca ea să fie veselă și bucuroasă. Următorul copil avea să vină la mine și să mă coboare de pe marile podiumuri ale modei acum 18 ani și este vorba de Ștefan. Ștefan avea să-mi schimbe definitiv viața. Spun definitiv pentru că în niciun an de zile mi-am dat seama că Ștefan este altfel. Diagnosticul avea să fie autism, iar eu învăț de 15 ani de zile, la zi, la seral, la fără frecvență, cu fiecare respirație, cum e să trăiești cu autism. Dumnezeu avea să-mi poarte pașii și în Parlamentul României. Am avut un mandat de parlamentar, ca deputat în Parlamentul României. Proiectul meu a fost unul social-politic, pentru că am mers în Parlamentul României. Spuneam eu atunci să contribui la renașterea speranței. Pentru că ce nu m-am pierdut eu niciodată în viață a fost speranța. Am promis că tot ceea ce eu voi descoperi alături de Ștefan, voi da celorlalți copii. Voi oferi suport familiilor, voi respecta și voi retribui terapeuți. Pentru că fără ei, minunații de terapeuți, noi nu putem avea evoluție. Așa s-a născut Asociația Sâns Albastru, acum 9 ani. Chiar dacă fiul meu frecventa o grădiniță particulară, Ștefan să-mi fie filmat, să fiu invitată la ședință și să mi se spună să-mi iau autistul acasă. Am vorbit în acea seară celor 18 familii despre Ștefan, despre faptul că nu știm încă de unde vine autismul, despre faptul că nu avem încă un diagnostic confirmat și despre faptul că copiilor nu vor fi cu nimic mai fericiți dacă din calea lor vor dispărea copiii ca Ștefan și că ideal ar fi ca noi să ne învățăm copiii de la o vârstă foarte fragedă, că există și oameni altfel și să ne învățăm copiii să accepte diversitatea. Atunci a fost momentul în care am înțeles că voi face totul pentru copii ca Ștefan și pentru familiile care vor veni alături de noi să ne întrebe de cum ne descurcăm. Pentru că indiferent la care vârstă ești, indiferent în care poziție socială ești, indiferent din care curte ieși, în care scară de bloc intri, noi toți, părinții copiilor cu dizabilități, avem nevoie de acceptare. Și de fiecare dată când am mers la grădiniță, la școală, imediat după ce doamna directoare, domnul director, doamna dirigintă, doamna învățătoare prezenta grupul de profesori, prezenta clasa, vorbea despre, ceream permisiunea să vorbesc despre Ștefan, iar fiecăruia le spuneam așa: bună ziua, dragilor, eu sunt mama lui Ștefan, iar Ștefan de astăzi vă va intra nu numai în casă, vă va intra în gând și în inimă, pentru că copiii voștri vor veni acasă și vor vorbi despre Ștefan și afecțiunea lui. Înainte de toate, mergeți și vorbiți părinților, mergeți și vorbiți învățătorilor, educatorilor, profesorilor, pentru că știți voi ce veți câștiga? Veți câștiga oameni prieteni. Despre asta este vorba, de a păși cu încredere și a vorbi cu încredere, pentru că nu noi am ales. Și fiți onești în mesajul vostru, cereți ajutorul, pentru că oamenii pot să te refuze astăzi, dar dacă insiști, vor înțelege că ai nevoie de ajutor și, crede-mă, trăim într-o lume de oameni foarte buni. Totul e să ceri. Wayne Dyer spunea așa, că dacă schimbi modul în care privești lumea, lumea se schimbă. Dacă îți pui atenția pe partea bună a lucrurilor, mama mea m-a învățat de acasă așa, să-mi pun atenția pe partea plină a paharului, chiar dacă este de un deget. Și am spus, cum dacă este de un deget? Adică dacă tu doar un deget de apă ai în pahar, gura aia de apă îți va ostoi setea.
dacă îți pui atenția pe partea plină a paharului, ție, într-un timp de va trece setea cu gura aia de apă și dacă nu-ți vei pune atenția pe partea goală a paharului, că nu ai suficientă apă. Dacă noi suntem buni, dacă gândul nostru, vorba noastră, fapta noastră, simțirea noastră este bună, oamenii în jurul nostru vor acționa după energia pe care noi o trimitem. Pentru că totul este informație, totul este energie. Ceea ce transmiți și după cum transmiți, și aici nu poți minți. Aici este vorba de autenticitate, aici este vorba de lumină. Dacă ai o inimă curată, un gând curat și faci o faptă bună zi de zi, nu are cum să-ți fie rău. Vei vedea partea bună a lucrurilor și vei vedea cât de minunați sunt oamenii. Cum ar fi să vă treziți dimineață și să fiți recunoscători? Recunoscători că vedeți lumina zilei, recunoscători că simțiți pământul de sub picioare. Știți cât de mulți oameni nu simt pământul sub picioare? Pentru că acolo unde există recunoștință, nu are loc deznădejdea, nu are loc depresia, nu are loc supărarea. Acolo unde există recunoștință, acolo e Dumnezeu. Ștefan îmi arată în fiecare zi o inocență. Inocență de care eu nu credeam că oamenii sunt capabili. Ștefan mă învață lecția răbdării. Răbdarea e foarte importantă în absolut tot ceea ce facem. Răbdarea de a fi atenți, așa cum spuneam mai devreme, la natură, dar răbdarea de a fi atenți la oameni. Sunt bucuroasă că părinții mei sunt în viață și mi se pare că am fost întotdeauna aliantul dintre ieri, care sunt părinții mei, și mâine, care sunt copiii mei. Și îi privesc cu aceeași dragoste și cu același respect și pe seniori și pe copiii, care sunt mâine al zilelor noastre. Asta m-a învățat Ștefan, lecția răbdării. Lecția iubirii necondiționate, pentru că eu am așteptat de la Ștefan 5 ani de zile ca Ștefan să spună o silabă. La 5 ani Ștefan nu spunea un cuvânt. La 5 ani mi s-a spus că Ștefan va rămâne non-verbal. Și am spus, ok, a venit momentul ăla de iertare, am iertat pe neam, pe toată lumea, de împăcare, de abandon, de acceptare. Și am spus, ok, Doamne, acum e treaba Ta, învață-ne cum să trăim cu asta. Dragilor, în jumătate de an, Ștefan spunea pentru prima dată cuvântul apă. Câteva zile mai târziu, până spre weekend, am înțeles că absolut tot ceea ce noi îl învățasem pe Ștefan, cântecele, poezii, povești, personaje, jocuri, locuri, e acolo cu el. Pentru că în doar câteva zile, Ștefan deschidea ușa și îmi cerea să meargă la Ania cu topiii, să meargă la Sanie cu copiii. Dacă primul cuvânt l-a spus luni seara în jurul orei 6, sâmbătă seara, întorcându-mă dintr-o vizită, Ștefan plângea pentru că voia din nou la copii și nu voia să plecăm acasă. Am rugat-o pe Mădălina, fiica mea cu care fusesem în vizită, să-l liniștească un pic. A început să-i cânte, pentru că aveam ritualul nostru de a-l liniști pe Ștefan. Și a început să-i cânte lui Ștefan, e ziua ta, mămico, la care Ștefan completează, în dar ți-am adus inima. Singura mea dorință legată de Ștefan, de când Ștefan este. Și de când învățăm și descoperim zi de zi viața împreună, a fost ca Ștefan să-mi susure în ureche, te iubesc. Pentru că remediul în a evolua în diagnosticul autismului, ca și în altele, este iubirea. Am visat măreț. Am visat măreț și visez măreț. Și vă îndemn și vă încurajez să visați măreț. Dar să nu uitați să luați pe Dumnezeu părtaș. Cred că asta este cel mai important în viață. Să alegi conștient, să-ți setezi intenția, să treci la acțiune și să nu uiți să-L inviți pe Dumnezeu părtaș în planurile tale, în visurile tale, în viața ta de zi cu zi. Rolul de activist social, rolul de femeie, rolul de prietenă, rolul de fiică, rolul de antreprenor. Răspunsul este unul singur și este extrem de simplu. Te dăm. Te dărui de fiecare dată, cu fiecare clipă. Rolul de femeie? Păi, dar nimic nu e mai frumos decât să fii femeie. Femeia e
și exotică și frumoasă, femeie încrezătoare, femeia iubește, că îi dă viață și să spune că fiecare femeie care dă viață este Madonna. Viața m-a învățat, am descoperit că modelele sunt peste tot și sunt în imediata noastră apropiere. Poate fi mama, mătușa, sora mai mare. Am înțeles că dacă vrei să schimbi lumea, te duci acasă și îți iubești familia. Și așa cum spunea Gandhi, fii schimbarea de vrei să o vezi în lume. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba, despre a fi curajos și de a te lăsa inspirat. Cum spunea mama mea, nu vom obosi niciodată. Când vom face ceea ce ne este drag și ceea ce ne este drag ajunge la rang de pricepere, atunci vom avea și foloase, vom fi în armonie și nu vom obosi niciodată.